Salutare, sunt Lucian și în acest episod vă voi da câteva sfaturi de care să țineți cont în momentul în care trimiteți fotografiile voastre la printat. Ok, o să intrăm direct în pâine și primul, dar și cel mai important sfat de care să țineți cont este să vă calibrați monitorul. Astfel, culorile pe care le veți vedea pe monitor or să fie aceleași cu cele din poza printată. Eu folosesc pentru calibrare un colorimetru de la Spider, acesta mai exact. O să las în descriere un link către el. Dar totuși, dacă nu vrei să investiți în unul, puteți să găsiți pe internet mai multe informații despre cum puteți să vă calibrați monitorul ochiometric, vizual, mai exact. Dar recomand, în cazul în care aveți mai multe monitoare, totuși să vă cumpărați un colorimetru. Eu vă spun sincer că nu deschid o fotografie să o editez dacă monitorul nu este calibrat. După ce ați calibrat monitorul, în momentul în care începeți să editați fotografia, verificați că spațiul de culoare în care lucrați este cel de sRGB. În Photoshop puteți să faceți acest lucru. Dacă mergeți la această săgețică de jos, de aici, vom da click pe ea și de aici veți selecta Document Profile și o să vă apară profilul fotografiei, în cazul meu este cel de sRGB, după cum puteți vedea aici jos. Dacă profilul nu este acesta, puteți să-l schimbați mergând la Edit, iar de aici Convert to Profile, iar din această listă interminabilă căutați sRGB. IEQ 6196621, dați click pe el, iar apoi click pe OK. În continuare, un alt sfat este să verificați dimensiunea fotografiei. Acest lucru îl puteți face în Photoshop accesând modulul de crop, scurtătura Q, iar aici în partea de sus aveți mai multe formaturi. De exemplu, dacă voi vrea să printez această fotografie în formatul 10-15, voi merge aici în partea de sus și voi scrie 15 cm pe 10 și automat vi se va face cropul la dimensiunea respectivă. Acest lucru este foarte important pentru nu a avea situații în care nu vă este printat o anumită zonă din fotografie, ca în cazul meu, partea de sus și partea de jos, sau iese la print cu margini albe. După ce ați făcut cropul la fotografie, să zicem că în cazul meu doresc să-l fac așa, trebuie să știți că în momentul în care o veți printa, ea nu va fi la fel de clară, la fel cum o vedeți pe monitor. Astfel, recomandarea mea este să accentuați puțin sharp-ul. În Photoshop puteți să faceți acest lucru destul de ușor, astfel vom face un merge visible, iar apoi, având selectat layer-ul, în cazul nostru layer-ul 1, vom merge la filter, aici la other, și de aici vom selecta High Pass. O să vi se deschidă acest meniu. Eu aici pun de obicei între 2-3 pixeli la radius. O să las în cazul de față 3. O să dăm click pe OK. Iar în continuare, având layer 1 selectat, vom schimba blend modul în soft light. Vom da click pe Enter. Și dacă vom da un zoom și selectând și deselectând layer-ul nostru, vom vedea că s-a accentuat sharp-ul. În cazul nostru este prea mult, astfel o să mai scadă opacitatea, cred că un 40%, chiar 30% este în regulă. Un alt lucru de care să țineți cont este că negrul, dar și saturația culorilor pe care le vedeți voi pe monitor, nu vor fi la fel de accentuate în fotografia printată. De aceea eu recomand să mai accentuați negru și saturația după caz, iar acest lucru îl putem face în Photoshop cu camera RAW, astfel ca și mai devreme vom face un merge visible, iar apoi vom merge la filter, iar de aici vom selecta camera RAW filter. O să vi se deschidă fereastra modulului camera RAW și avem, verificând histograma mereu în partea de sus, avem aici blacks și vibrance. Eu de obicei la acestea două umblu, în cazul de față o să scad blacks-ul -10, chiar puțin mai mult, -12, da. Iar vibrance-ul de obicei îmi place să-l cresc 10, între 10 și 15. În cazul de față o să-l las 10. Voi da click pe OK și putem vedea un before and after. La fel ca și mai devreme, în cazul în care vi se pare mult prea mult, puteți să scadeți opacitatea, o să o scad în cazul de față la 60%. Dar referitor la acest sfat, recomand să faceți teste, adică să printați câteva fotografii de test până găsiți setările care vă plac. Un ultim sfat în cazul în care printați fotografiile acasă este să folosiți o hârtie de calitate și cea mai indicată este hârtia recomandată de către producător. Veți avea surpriza în cazul în care veți folosi hârtii mai ieftine sau de o calitate mai slabă, culorile pe care le vedeți pe monitor să nu coincidă cu cele din fotografia printată.
Cam atât în ceea ce privește acest episod, mai multe informații despre mine găsiți mai jos în descrierea clipului. Până data viitoare, spor la printare și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube F64 pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de foto-video, iar dacă aveți întrebări, sugestii sau chiar alte sfaturi referitor la pregătirea fotografiilor înainte de printat, aștept comentariile voastre.